Botoșenenii au dominat prima repriză și au intrat la pauză în avantaj după ce Ghiviziu a transformat un penalti acordat pentru un fault comis de Zaremba. Pe fondul schimbărilor din cele două formații, oaspeții au întors scorul în repriza secundă. Botoșan a restabilit egalitatea după o acțiune personală finalizată cu un șut la colțul lung, iar cu 5 minute înainte de final, Luțac a înscris golul victoriei rădăuțenilor după un triunghi de pase cu Zaremba. Următorul meci de pregătire al Bucovinei este programat miercurea viitoare de la ora 18 pe Municipalul din Rădăuți, în compania prim-divizionarei FC Botoșani.